Răspunsul populist este scoatem mașinile afară din oraș. Asta este un răspuns nerealist. Răspunsul este în trei pași. În primul rând, șoseaua de centură care să ne ajute să scăpăm de traficul de tranzit. În al doilea rând, eficientizarea transportului în comun. Asta înseamnă și flotă și benzi unice, bineînțeles, pas cu pas, astfel încât să dăm bucureșteanului certitudinea că poate să folosească mijlocul de transport în comun ca să ajungă la timp, fie la serviciu, fie la întâlnire. Și în al treilea pas, odată ce avem un transport public funcțional, să descurajăm printr-o politică de parcări venirea oamenilor cu mașina la serviciu acolo unde au mijloace de transport în comun și cu spațiu public câștigat să facem piste de biciclete și să încurajăm transportul pietonal.